Dina, ți-ai prelungit contractul cu Farul până la finalul sezonului 2026-2027. Care au fost motivele care te-au determinat să continui să îmbraci tricoua Farului? Bună seara! În primul rând, atmosfera care este la acest club și faptul că sunt acasă e clubul la care m-am apucat de fotbal și clubul pe care îl iubesc și asta m-a determinat să să prelungesc contractul până la finalul sezonului 2026-2027. S-a tot vehiculat în presă un eventual transfer al tău, dar iată că vei evolua în continuare la formația Fanion a fotbalului Constanțean și Dobrogean. Da, am citit și o presă, dar nu știu dacă este cazul momentan. Eu sunt la Faru, sunt foarte fericit aici pentru că avem rezultatele dorite, suntem pe primul loc și nu cred că pot dori ceva mai mult. În sezonul actual aveți cele mai multe puncte acumulate, cele mai multe goluri marcate, cel mai bun gol averaj, un parcurs foarte bun pentru voi. Sperăm să o ținem tot așa și în iunie când tragem linie tot la fel să fim și să rămânem pe primul loc pentru că, pentru că e bine acolo. Avem uh, rezultate dorite, muncim în fiecare zi pentru asta și sperăm până la final să o ținem tot așa. Putem spune despre tine că la 20 de ani ești unul dintre veteranii tinerilor promovați de la Academia Hagi și iată pas cu pas tot mai mulți tineri în Academie fac pasul în Liga 1. Da, sunt bucuros pentru mine primul rând și după pentru colegii mei, pentru că e altceva când jucăm mulți jucători de la Academie în teren. Ne simțim altfel, crescând în același spirit, aceeași tactică în fiecare, în același concept. Normal că e mult mai bine și pentru mine cât și pentru colegii mei. Cel mai elogvent exemplu este faptul că Lotul Farul este cel mai tânăr din Superliga, 22 de ani și 6 luni. Da, păi se vede meci de meci, că jucăm o grămadă de jucători tineri, vreo 3-4 constant în primul 11, iar pe parcurs intră alții foarte tineri, cu 4 ani mai mici decât mine sau ceva de genul și acest lucru, eu zic că e bine și se vede și rezultate, pentru că venim cu prospețime, cu tinerețe, cu entuziasm și cred că ajutăm echipa destul de mult. În actualul sezon ai lipsit un singur meci, ai 3 pase de gol, 3 goluri marcate, evoluții foarte bune până acum și cu siguranță îți doresc să continui pe aceeași linie. Da, eu îmi doresc să continui și mai bine și să-mi îmbunătățesc cifrele și cât și evoluția mea, pentru că asta mă va ajuta pe mine pe viitor, cât și echipa mea. Eu muncesc în fiecare zi pentru asta și sper să o țin tot așa cel puțin. Ce simte un fotbalist atunci când formația lui este pe prima poziție? Este mult mai motivat atunci când intră pe teren, joacă cu mult mai mult curaj? Da, mult mai motivată și cu mult mai multă încredere și este o sursă foarte bună pentru că vin și suporteri într un număr foarte mare, să ne încurajeze la fiecare meci și asta ne dă și curaj și încredere și bucurie și te face să te simți fotbalist. Cu siguranță suporterii au fost al 12-lea jucător, meci de meci în tribune, simțiți un plus atunci când ei sunt alături de voi. Normal, atât sezonul trecut cât și sezonul ăsta ei ne încurajează constant pe toată durata partidei din fiecare meci și asta pe calea aceasta îi le mulțumesc eu personal și sper să o facă la fel în continuare pentru că chiar ne ajută mai ales și în deplasare de la Rapid. Ne-au ajutat foarte mult văzând toată, tot sectorul plin, a fost ceva foarte frumos. Vineri seară primul meci pe teren propriu din returul sezonul regulat cu Mioveni, un meci pe care cu siguranță vă doriți să-l încheiască o victorie. Da, noi ne dorim în fiecare meci să uh, luăm cele trei puncte pentru că asta e mentalitatea aici. Ne dorim să fim cei mai buni, iar implicit să câștigăm fiecare meci. Noi uh, pregătim acest meci la fel de bine cum le pregătim pe toate și sperăm ca vineri seară să ne bucurăm împreună cu suporterii.